Râzi cu Sergiu și Andrei dimineața la Kiss FM. Am avut o perioadă în care dimineața radio, seara spectacole, nu știu ce mai făceam, bla bla, și efectiv mi s-a dus vocea. Da, de la oboseală. Mm-hmm. Și de mult vorbit. Da, și nu mai puteam vorbi. De asta n-am eu voce deloc, nu? Că-s foarte obosit probabil tot timpul. Da, e posibil. Nu prea pot eu să... E foarte posibil. Păi nu și eu răgușesc dacă sunt obosită și acum zărgușită, pentru că nu dorm. Păi de ce nu dormi? A? Pentru că odată ce ți-ai dereglat somnul și ani de zile ai dormit de la 5 dimineața, e cam greu să te... Poți să te apuci de făcut un matinal și să știi că îți revii imediat, da, în câteva săptămâni. Dar chiar cum ar sta așa într-o emisiune la radio? Păi în primul rând trebuie să dai microfonul mai jos, ca să fie la gură. Și să vorbesc așa, nu? Bună dimineața! Nu, nu, ești fake așa. A, sunt fake. Trebuie să vorbești normal. Trebuie să vorbești normal, dar eu nu prea am dicție așa când vorbesc. Când am dicție. N-ai cum să nu... Dar la vorbit îți jur. Du-te-mă de aici. Nu e chiar așa. Ia, hai să vedem. Dacă acum începe acum... Sunt Ada Balada și vă prezint știrile. Da, vrei să-ți dăm știri? Astăzi va fi foarte cald. Îmi sună alarma de la telefon. Da, tot sunat. De ce îmi sună alarma? Am pus-o din greșeală. Trebuie să te trezești? Ai trezut la emisiune? Nu știu de ce am pus-o. Stai să caut un site. Ce vrei să cauți? Dă-mă o știre, Luada, să o citească. Să vedem dacă te angajăm ca știristă. Da. Stai așa. Știrada. Știrada. Valada Știrada. Stai să vedem ce să-ți dăm. Da. Ce mai interesant. Trebuie să iei în calcul. 1. N-am ochelari de vedere. Știu că cu asta ești mai amuzant. 2. Am un ochi umflat. Perfect. 3. Am ochelari de soare. Este super. Deci o să fie clar, o să pic testul. Nu mă angajează nimeni. Hai, da, Andrei, ce faci nu, acolo? Nu, căutam un site care să fie titluri, că doar nu uităm să citească o știre întreagă. Nu știu, știrile la radio sunt așa? O știre, după aia o propoziție, după aia altă propoziție, altă bună știre. Dimineața, stai, bună dimineața, se vede acum o poză cu Andrei Ciobanu, care are mustață și un... Da, cred că sunt la altă radio știrile așa. Uite! Sunt acolo trei titluri, dar trebuie să te prezinți, trebuie să zici cine ești, okay, ce vei face. Și acestea sunt știrile. Bună dimineața, sunt Ada Balada și promit că o să-mi dau toată silința să citesc de pe laptop, pentru că nu văd, sunt chiar. Așa. Cele mai valoroase branduri din lume. Cum arată top 5 la nivel mondial și cine este numărul 1 în Europa? Valoarea totală a brandurilor în 2017 a urcat la 3 miliarde de euro. De dolari. Nu, stai să o punem pe fond de știri. Așa. Hai mă, că nu văd nimic. Deci tu mai mare, Andrei. Hai mă că m-am descurcat, a fost frumos. Îi dau un auto? Stai. Pune așa la 72. Nu sunt mai mare, doar îți dau... Uite așa, ce faci? Citește astea, niște titluri, nu știu, uite. Stai. Adică eu nu sunt stare să citesc o știre, citesc... Păi nu, că nu se citesc știrile, se citesc doar titlurile. Pe scurt. Da, dar nu prea știu... La politică, aici nu mă bag la politică, mă bate politică. Niște titluri, așa, niște ceva. Titlurile... Hai, Andrei, că se termine emisiunea. Păi stai, boss, că n-am făcut eu internetul, n-ai șculmea. Eu caut de 5 minute, tot caut niște titluri. Nu caut și un remediu pentru ochiul meu? Uite, dăm așa, pac, știi? Apasă și tu Command Plus. Bun, suntem gata? Suntem. Ia, fii atent așa. 3, 2, 1. Bună dimineața, sunt Ada Balada și vă prezint știrile. Revista Bursa Construcțiilor a fost premiată cu un certificat de excelență pentru cei 20 de ani de activitate, în care a relatat cu profesionalism și obiectivitate despre industria construcțiilor. Diploma ne-a fost acordată în cadrul galei Bursa Construcțiilor 20 de ani de către Federația Patronatelor din construcții. Stai mă că eu, deci eu nu văd, jur că nu văd. Politica BCE. Oamenii care mă văd când fac live-uri pe Facebook știu că abia citesc comentariile. Hai că ți-am dat mai mare. Divergența dintre scopurile declarate și acțiunile... Politica BCE afectează grav libera concurență pe piața unică. Divergența dintre scopurile declarate și acțiunile Băncii Centrale Europene s-a adâncit masiv în ultimul an. E cu patos, că-s artist. Odată cu lansarea Corporate Sector Purchase Program, în cadrul căruia sunt achiziționate obligațiuni ale companiilor cu ajutorul banilor tipăriți. Mai departe, Andrei Ciobanu cu vremea. Deja am transpirat, numai, gata. Cu
vremea. Cu vremea. Vremea este urâtă că e târziu și pe întârziere, așa că trebuie să dăm winner-ul. Vreme trece, vedem. Vreme vine. Dar eu tot aștept. Da, 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 da. Mă gândesc numai la tine. Și mă doare în piept.